Bineînțeles că suntem dezamăgiți pentru că, în primul rând, mesajul mister a fost că trebuie să facem rezultat și, din păcate, nu am reușit. Am făcut niște greșeli și individuale și colective impardonabile și, în momentul când luăm 3 goluri acasă, atunci e clar că e greu să mai faci rezultat. Însă, când adversarul câștigă, înseamnă că a fost mai bun. Trebuie să recunoaștem treaba asta. Trebuie să le strângem mâna, să ne vedem, bineînțeles, problemele pe care au fost, pe care le-am avut astăzi, să mergem mai departe și să revenim puțin cu picioarele pe pământ. Nu este ușor, dar avem încredere că, așa cum s-a mai întâmplat, să demonstrăm că a fost un accident și să câștigăm celelalte meciuri pentru a ne îndeplini obiectivul. Prea multe ratări? Prima repriză mai ales? Bineînțeles că asta face parte din joc. În primul și în primul rând, e adevărat, am ratat incredibil, însă eu cred că meciul se putea termina 0-0. Ca să faci rezultat, trebuie în primul rând să nu primești gol. Și destul de greșit în apărare. Toată lumea e de vină, nu e de vină apărarea, mijlocul sau atacul. Toți suntem în aceeași oală. Toți câștigăm și suntem fericiți la victorie și toți pierdem și trebuie să vedem unde am greșit, să mergem mai departe. Acum ați văzut azi Sergi pe echipă de 1-6, posibil? Cum i-ați simțit astăzi? Orice este posibil, pe noi ne interesează noi să ajungem acolo. Pentru că astăzi ce n-aveam voie să facem, să pierdem, din păcate, am făcut. Cred că taxați pe final la golul 3, tocmai într-un moment când se ataca pentru golul 3 în partea cealaltă. Păi, în primul rând, mesajul mister a fost clar să fim echilibrați. Să nu dăm posibilitatea adversarului să... Și astea deranjează cel mai tare, pentru că astea sunt greșelile pe care le-am făcut. Dar, încă o dată, eu cred că trebuie să ne analizăm și individual și colectiv foarte bine, să facem treaba asta și sper să revenim, să câștigăm meciul, pentru că trebuie să mergem în play-off.